Mă bucur să vă văd. Mă auziți bine? Hai să încerc microfonul acesta, poate mă fac mai înțeles. Suntem mai puțin în această dimineață. A trebuit să interzicem prieteniile între familii în biserică. Pentru că atunci când pleacă o familie în vacanță, duc mai multe. În această dimineață aș vrea să vorbesc din Ioan capitolul 4. Fiecare zi pe care o avem este o binecuvântare de la Dumnezeu. Probabil că nu suntem conștienți în fiecare zi că am mai primit o zi de la Dumnezeu. Ne începem ziua și mergem și ne vedem de ale noastre. Dar adevărul este că fiecare zi este o binecuvântare de la Dumnezeu. Zicea și fratele Simon în îndemnul lui, câte puteau să se întâmple. Pe drum cu mașina. Viteza la care conducem acum un mic de viaj ce ne poate scoate din circuit. Viața aceasta este imprevizibilă. Ne surprinde câteodată când auzim că și a trecut la Domnul sau vine boala câteodată, parcă și cancerul acum e mult mai violent, mult mai repede te ia din viață. Parcă înainte treceau luni de tratament. Parcă acum am auzit și un caz recent în care 2-3 săptămâni. Fiecare zi este o binecuvântare de la Domnul. În Psalmul 144 spune că omul este numai un abur. Ce suntem noi comparat cu eternitatea? Viața noastră de 80, de 90, de 100 de ani este nimica până la urmă. Mesajul meu este simplu în această dimineață. Aș putea să-l termin în 5 minute. Dar am să merg un pic mai mult. Fiecare sărbătoare ne aduce aminte de ceva. Crăciunul ne aduce aminte de ceva. Sărbătoarea Paștelui ne aduce aminte de ceva. Suntem la început de an și aș vrea să rămân la această idee de început de an, de rezoluții. Chiar mă gândeam și sincer nu mai țin minte, nu știu. În România se făceau rezoluții. La început de an, rezoluții, adică un plan pe următorul an, ce fac eu următorul an. Probabil că acum se fac rezoluții, că se copiază totul de la americani. Acum România au și Halloween, cred că. Dar nu mai țin minte dacă se făceau rezoluții, dacă se făceau planuri la început de an. Odată la 5 ani? De Crăciun ne amintim de nașterea Domnului Iisus. Ne amintim de darul pe care Dumnezeu ni l-a dat în această lume. De mântuirea care ne-a adus-o prin El. La începutul cărții lui Ioan, dați-mi voie să adaug și asta, nu era în plan, dar la începutul cărții lui Ioan vorbește despre faptul că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. O ilustrație interesantă pe care am citit-o câteva săptămâni în urmă spune ceva de genul. La început era Dumnezeu, etern, dintotdeauna singur. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, era Dumnezeu. Și la un anumit moment dat în această eternitate, El s-a decis să creeze îngerii. A creat îngerii și unul dintre acești îngeri, Lucifer, cel mai dintre cei mai, s-a decis să se răscoale împotriva lui Dumnezeu și a luat cu el o treime din îngerii. Îngerii creați de Dumnezeu. Această împărăție pe care Dumnezeu a creat-o era împărăția cerurilor. Lucifer a luat o treime și a creat împărăția Întunericului. Dumnezeu, în atotputernicia lui, putea să spună, îmi pare rău, Lucifer, te scot din existență. Pe tine și pe toți îngerii tăi te scot din existență. Eu te-am creat să fii într-un fel, tu ești în alt fel, te scot din existență. Dar Dumnezeu a lăsat ca să existe aceste două împărății, împărăția cerurilor și împărăția Întunericului. Și de ce? Probabil că Dumnezeu își arată slava Lui într-un fel diferit, lăsând împărăția Întunericului să existe. După aceea creează pe om. Și omul este pus în grădină
și stă față în față cu alegere. Să cunoști binele și răul sau să nu-l cunoști. Și omul alege răul. Și dintr-o dată se creează planeta aceasta noastră, Pământ, creată din oameni. Și pe acest pământ Dumnezeu alege un popor, poporul evreu. Poporul evreu trece prin multe stagii în istoria lor. De multe ori spunem cei 400 de ani între ultima prorocie a lui, din cartea lui Maleahi până la venirea lui Iisus. 400 de ani și nu știm mult despre cei 400 de ani, că considerăm că sunt ani morți. Dar poporul evreu a trecut prin multe în acei 400 de ani. Și ideea de salvator, de Mesia, era foarte actuală în poporul evreu când Iisus a venit pe lume. Ei așteptau un salvator, pentru că au trecut prin multe. Grecii au venit peste ei, au venit romanii, au venit vecinilor, toți erau împotriva lui Israel. Și ei doreau un salvator. Dar problema care s-a creat, ei au început să se uite la împărății din alt punct de vedere, din punct de vedere lumesc. Și se uitau la împărăția romană, la împărăția grecilor, împărăția perșilor, și ei au crezut că Dumnezeu va trimite un rege care să-i salveze de aceste împărății. Dar când Iisus a venit în lume, când Domnul Iisus a venit în lume, El a venit în lume să ne salveze de împărăția Întunericului. De multe ori și noi suntem prinși între aceste două împărății, între împărăția luminii, între împărăția cerurilor și împărăția Întunericului. Dar nu le vedem pe acestea două, pentru că acestea două contează până la urmă, ci vedem aceste împărății ale lumii. În timpul nostru, Statele Unite, Rusia, țările arabe, și suntem prinși în aceste conflicte. Dar noi ar trebui să ne luptăm pentru împărăția cerurilor și să ignorăm într-un fel, între ghilimele, împărățile lumii, pentru că ele nu contează până la urmă. Dați-mi voie totuși să intru în subiectul de astăzi. Dacă la Crăciun ne amintim de nașterea Domnului Iisus, la Paște ne amintim de moartea Lui, de sacrificiul pe care L-a făcut. De anul nou, spunem noi, cumpănea dintre ani, dar adevărul este că nu este nicio cumpă, nu este nicio secundă între ani. Intrăm dintr-un an în altul. La sfârșitul anului ar trebui să tragem frâna de mână, să spun așa, să ne oprim pe loc și să vedem ce s-a întâmplat până la sfârșitul anului, până, hai să luăm 2016-2017, ce s-a întâmplat în 2016, ce planuri am avut, ce goluri am avut noi în viață și unde am ajuns. Și să ne facem alte planuri pentru 2017. Ceea ce este perfect normal să ne facem planuri, pentru că funcționăm mai bine ca oameni când ne punem anumite ținte. În România, la sfârșitul anului, probabil cam ultima zi a anului, se venea în biserică și se dădea liber la frații din biserică să aducă câte o mărturie. Ce a făcut Dumnezeu în ultimul an în viața lor? Mă miră într-un fel că nu mai facem. Într-un fel mă miră că nu mai facem acest, nu mai avem acest obicei. Probabil din mai multe motive, dar probabil că nici nu mai suntem așa atenți să ne oprim și să vedem ce a făcut Dumnezeu în viața noastră și ce așteptări avem pentru anul viitor. De multe ori trecem dintr-un an în altul. Ce mă supără pe mine e că acele de la ceas nu mă întreabă pe mine. Pot să mă mut, pot să mai mă duc un minut. Timpul trece. Într-o discuție cu cineva vorbeam și ziceam, am reușit să facem și asta și asta și am urcat la următorul nivel din punct de vedere educațional, profesional, financiar. Dar el spunea ceva. Zice, da, facem noi toate aceste lucruri. Dar ce nu realizăm poate e că și noi trecem cu timpul. Facem, avem toate achievements-urile acestea în viață. Dar și noi trecem cu viața odată. Aș vrea să vă dau o sugestie de rezoluție pentru anul care vine, pentru 2017. Și această rezoluție, aproape în fiecare an mă duceam la Office Max sau la Walmart sau oriunde și luam un carnețel în care să scriu pentru anul viitor, aproape în fiecare zi, ce am făcut, ce o să fac, să trag linii în fiecare zi. Anul acesta nu m-am mai dus, am zis, gata, s-a terminat. Îl mai am pe ăla de anul trecut, nu-i gata, încă nu-i completat. Dar dorința pentru anul 2017,
a mea personală este să mă întâlnesc față în față cu Iisus. Amin. Și să-mi răspundă la întrebările mele. Amin. Este ușor de pronunțat. Unde vine problema, unde este mai greu, e ca inima să pronunțe acest lucru. Aș vrea să mergem în Ioan 4. Dintr-o singură idee am ajuns la 6 puncte. Primul punct. Toți suntem slabi și sătui de monotonie. Viața este monotonă. Se duce o zi, vine alta. În versetul... În capitolul 4, știți bine istoria cu femeia samariteancă la fântână, Iisus vine ostenit de pe drum, se așează jos, trimite ucenicii să aducă de mâncare și vine o femeie samariteancă. Și în versetul 7 îi spune, dă-mi să beau. Și ea se miră, cum tu, un iudeu, îmi ceri mie samariteancă să bei apă. Și Iisus spune, dacă ai fi cunoscutul darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. În versetul 15, femeia spune, Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să-ți scot. Ce vreau să scot în evidență la acest punct, că femeia era sătulă să vină la fântână să scoată apă. Era o monotonie zilnică care se întâmpla. Acesta este din punct de vedere fizic. Dar ce era și mai mare problemă în viața ei, pentru că era sătulă să caute fericirea și să nu o găsească. 5 relații a avut. Și probabil că cu fiecare relație speranța creștea din nou, că această următoare relație o va satisface și va fi împlinită. Probabil că credea că dacă oamenii nu vor mai bârfi pe la colțuri, viața va fi bună, ea va fi împlinită, va fi fericită. Probabil că credea că dacă oamenii nu se vor mai uita urât la ea, nu vor mai judeca, va fi împlinită. Și avea probabil toate aceste așteptări în viața ei. Dacă vorbea și din izvorul acesta, probabil că seta mi se va potoli. Dacă vorbea din acest izvor, probabil că seta mi se va potoli. Și vine Iisus și spune, eu îți voi da o apă, după care nu va mai fi sete. Poți să încerci toate izvoarele lumii. Tot îți va fi sete. După fiecare izvor îți va fi sete. Eu am o apă pe care odată ce o bei, setea ți se va potoli. În Ioan 5, vreau să mă duc în Ioan 5, vindecarea slăbănogului de 38 de ani. Știți foarte bine istorioara și această istorioară. Acest slăbănog de 38 de ani, în versetul 5 spune, acolo se afla un om bolnav de 38 de ani, stătea la scăldătoarea din Betesda. Nu știu dacă stătea la scăldătoare de 38 de ani sau era numai bolnav de 38 de ani. Dar de 38 de ani acest om spera că într-o zi va fi bine, că va putea să umble, va fi normal. Până la urmă, ce își dorea? Că nu își dorea să zboare, nu își dorea să fie un super om sau ceva, vrea să fie ca toți ceilalți, vrea să fie normal, nu își dorea nimic mai mult. Mă gândeam la el, acest om, pentru că câteodată așteptăm și noi o săptămână, două, o lună, un an, dar cum e să aștepți 38 de ani? Dacă ar fi să pui pe grafic speranța acestui om, cum urca și cobora în fiecare zi, în fiecare an? Unde a ajuns speranța lui după 38 de ani? Care era speranța lui că mâine va deschide ochii și va fi vindecat? Atâta s-a uitat acest om la apă, mi-l imaginez cum stătea acolo pe marginea scăldătoarei și s-a uitat țintă la apă non-stop, fiecare zi, fiecare secundă din fiecare zi, cu speranța că poate se mișcă apa. Poate ajung primul în apă. Poate voi fi vindecat. Poate visa noaptea că umblă, că merge, ca fiecare om normal. Și se trezea dimineața și realizea că a fost doar un vis. Că viața este aceeași. Câți dintre noi suntem sătui de aceleași monotonii în viață, de aceleași drumuri? Poate cereți ceva de la Dumnezeu și nu vi-a dat. Și deschideți ochii dimineața și sunteți aceiași. Poate aveți lupte pe care nu puteți să le câștigați. Poate v-ați săturat să numărați anii
în loc de victoriile cu Dumnezeu. Numărăm înfrângerile și numărăm anii și uităm să numărăm victoriile cu Dumnezeu. Punctul 2. Există în noi o dorință de a experimenta mai mult decât monotonia. Vrem mai mult. Vrem această apă vie care să ne satisfacă. Nu suntem conștienți tot timpul, dar o vrem. În Filipeni 3, Pavel descrie realizările lui. Tot căutam cuvântul ăsta, realizări. Okay. Realizările lui în această viață. Era fariseu, era evreu, din Beniamin, era și roman. Să fii cetățean roman atunci era mult mai mult decât să fii cetățean american acum. Ca și cetățean roman, umblai oriunde, făceai ce vroiai. Erai foarte privilegiat. Și Pavel spune, eu am toate aceste realizări în viața mea. Realizările pe care le am eu nu le aveți niciunul dintre voi. Totuși, dorința mea cea mai aprinsă este, în versetul 10, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Opresc aici, pentru că acesta este golul pentru 2017, pe care vreau să-l accentuez. Că dacă mergem mai departe și părtășia suferințelor Lui, vă gândiți la acest lucru? Câți dintre voi v-ați ruga, Doamne, trimite oameni care să-mi deie palme să mă scuipe pentru numele Tău, să mă bată? Câți dintre voi v-ați ruga pentru așa ceva? Mie mi se pare că Pavel se roagă aici pentru așa ceva, pentru suferințe. Dar haideți să ne oprim să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Dacă putem să ne punem această dorință pentru anul 2017 și să o urmărim în fiecare zi, cred că va fi un an bun. În Exodul 33, Moise, în versetul 18, îi cere lui Dumnezeu să-i arate slava. Arată-mi slava ta, spune Moise. Eu îl văd și pe Pavel și pe Moise, că nu rostesc aceste cuvinte numai de pe buze, sau numai într-un fel intelectual în care înțeleg ei că slava lui Dumnezeu e mare și aș vrea și eu să o văd. Eu cred că aceste cuvinte și a lui Moise, și a lui Pavel, să te cunosc pe tine și puterea învierii tale, sunt cuvinte rostite din adâncul inimii. Și aici face diferența. Spunea cineva, cel mai lung drum este de la minte la inimă. Când rostim și când credem ceva cu inima, din adâncul inimii, atunci credem cu adevărat. Și în versetul 15 Moise spune, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Nu era numai o lozincă, numai un clișeu așa, dacă nu vii tu cu noi, noi nu plecăm, dar haideți că la trei plecăm. El chiar vroia, Doamne Dumnezeule, dacă nu vii tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm. Fă-ne pană la mașină, nu știu, dar nu ne lăsa să plecăm. Era o dorință profundă din adâncul inimii. Uitați-vă la vedetele din ziua de astăzi, la toți cei cu bani care au gustat din toate izvoarele acestei lumi. Nici nu știu, anul trecut câți s-au sinucis? Câte vedete de alea de sus? Câți dintre ei s-au sinucis? Nu știu, nu-i număr, cine-i număr? Ideea este că izvoarele acestei lumi nu satisfac. Și toți avem o dorință de ceva mai mult. Toți avem nevoie de apa vie care să satisfacă sufletul. În al treilea rând, întoarcem înapoi la Ioan, capitolul 4. Această femeie samariteană a gustat din toate aceste izvoare. Probabil că avea și speranța că următorul izvor o va satisface. Următorul izvor îi va aduce pace, liniște, odihnă. Se va bucura și va ajunge la un punct în care va spune viața aceasta are rost. Și
a mai băut dintr-un izvor și mai dintr-un izvor și, și n-a ajuns. Probabil că speranța ei s-a diminuat. Dar vine o zi în viața ei, vine o zi în care la fântână se întâlnește cu Iisus. Și adevărul simplu este acesta. Până nu bei din apa vieții, până nu te întâlnești cu Domnul Iisus, niciun izvor nu te va satisface. În versetul 10 spune, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau. Tu singur ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. Totul se schimbă în viața ei când îl întâlnește pe Iisus. În capitolul 5, acest slăbănog care stătea de 38 de ani la scăldătoare și aștepta vindecarea, credea el că această vindecare, ca o paranteză, credea el că această vindecare îl va satisface. Dar până la urmă, nici vindecarea nea însăși nu satisfăcea. Pentru că acest izvor la care el se uita, îl satisfăcea pentru o perioadă sau dintr-un anumit punct de vedere. Dar el avea nevoie să bea din apa vieții. În Matei 11, 28 spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Toți tânjim după această experiență de prima mână, experiență personală cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus. Vrem să stăm față în față cu El și să ne întrebă ce vrei să-ți fac. Vrei să fii vindecat? Ți-e sete? Aceasta este dorința inimii noastre. De multe ori este astupată de alte dorințe și se creează o anumită confuzie în noi. Dar adevărul că acesta este dorința noastră. Un argument ajutător este că cei din jurul tău au nevoie de experiența ta. Uitați-vă în capitolul 4. Continuă conversația între femeie și Domnul Iisus. Cum închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Vin ucenicii înapoi care se miră totuși. Ce s-a întâmplat? De ce nu mănânci? Erai obosit, erai infometat, acum nu mănânci. Domnul Iisus intră într-o conversație cu ei. Dar la sfârșitul secțiunii, de la versetele 39 la 42, un lucru foarte interesant. Mulți samariteni din cetatea acelea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, au lucrat să rămână la el și el a rămas acolo două zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și ziceau femeii, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Ce se întâmplă aici? Femeia aceasta crede în Domnul Iisus, crede în Mesia și merge în cetate și spune la toți, l-am întâlnit. Eu am stat și m-am gândit, stați puțin. Este o femeie, nu vreau să o numesc cea mai stricată din cetate, dar probabil că se încadra. 5 relații, n-avea credibilitate, mai ales să vorbească ea despre Mesia. Și vine în cetate și le spune oamenilor, l-am întâlnit pe Mesia. Cum de-au ascultat oamenii de ea? Scuze, cine ești tu? Cum vorbești tu de Mesia? Tu până acum te ascundeai și mergeai ziua după apă în cea mai caldă perioadă a zilei pentru că nu vorbeai cu nimeni, știi că nimeni te băga în seamă. Cum devii tu la noi și ne spui tu că l-ai văzut pe Mesia și oamenii o ascultă? Asta mă uimește pe mine. Mi-a spus tot ce am făcut. Ce s-a întâmplat în viața ei a devenit sinceră. Probabil că până atunci, în toate discuțiile cu toți, se scuza. El a fost de vină, tot felul de scuze. Poate nu zicea, n-am avut 5 bărbați, am avut 2 jumate, I don't know. Nu era sinceră. Când ea a venit și a spus, eu sunt cea pe care o știți, și acest om mi-a spus tot ce am făcut, ea, într-un fel, a fost de acord cu tot ce a făcut. Sinceritatea ei și oamenii au văzut schimbarea în ea. Oamenii au văzut schimbarea în ea și au spus, ceva s-a întâmplat în femeia aceasta. Haideți să mergem, să vedem.
Și în versetul 42 spun, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Experiența femeii, experiența de prima mână, experiența ei personală cu Domnul Iisus, i-a făcut pe cei din jurul ei să dorească o experiență personală cu Domnul Iisus. Gândiți-vă dacă eu și dumneavoastră aveți o experiență personală cu Domnul Iisus, ceva profund. Am rugat pentru acest lucru și în data de la ora de, Dumnezeu mi-a răspuns. Și o spui cu așa o tărie în care cei din jurul tău zic, ceva s-a întâmplat. Acest Mesia trebuie să existe. Probabil că erau mulți Mesia falși, pentru cum am zis la început, ideea aceasta de Mesia era populară în Israel. Oamenii doreau un salvator. Probabil că erau mulți Mesia falși. Dacă femeia aceasta a venit cu mărturia ei personală, oamenii au spus, acesta este Mesia. Același lucru se poate întâmpla și în viața voastră și în viața celor din jurul nostru. Experiența mea personală și experiența dumneavoastră personală pot să-i schimbe pe cei din jurul vostru. Dacă copiii voștri văd că Dumnezeu a lucrat în viața voastră și n-au cum să nege acest lucru, probabil că se vor întoarce la Dumnezeu. Întoarce cu toată inima, dacă nu. Experiența personală, experiența ta personală este benefică celor din jurul tău. Totuși, cum depășești monotonia aceasta? Nu vreau să dau reguli, rugați-vă de 50% mai mult în fiecare zi sau așa. Pentru că, sincer, cred că dacă dorința aceea de a-L întâlni pe Dumnezeu și avea o experiență personală cu El și dorința aceea de a-ți răspunde la problema ta și la întrebarea ta și la oful tău, dorința aceea te va face să schimbi și să lucrezi din toate punctele de vedere ca să ajungi acel scop. Dacă dorința aceea vine din inimă, te vei ruga mai mult, vei posti mai mult. Țin minte și în România, și am auzit și în alt loc acum, frații veneau la biserică cu jumătate de oră înainte, 45 de minute înainte, pentru că doreau prezența lui Dumnezeu, doreau ca Dumnezeu să le vorbească. Aici poate nu așa mult, dar în România, dacă umblai după cineva să-ți răspundă, să-ți rezolvă problemă, păi umblai după el pe toate coridoarele și toată ziua și umblai peste tot. Același lucru, când vrei să-L cauți pe Dumnezeu cu adevărat și vrei să-ți răspundă, faci totul posibil. Rugăciune, post, închinare, dărnicie, toate aceste lucruri le schimbi în viața ta, pentru că scopul tău nu este să te rogi mai mult și nu este să postești mai mult, ci este să-L vezi pe Dumnezeu la lucru în viața ta. Și vei face toate aceste lucruri. Rugăciunea face diferența. Cred că puteți să mărturisiți toți de aici. Rugăciunea face diferența. Stăteam la sfârșitul 2016, stăteam un pic și m-am uitat în spate ce s-a întâmplat și am realizat, așa, parcă m-a lovit dintr-o dată. Dumnezeu mi-a răspuns la o rugăciune. Dumnezeu mi-a răspuns la o rugăciune. Nu vă spun exact ce a fost, dar Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Vorbeam cu un prieten câțiva ani în urmă. Mama lui a fost într-o stare, în ultimii ani de viață, mama lui a fost într-o stare de Alzheimer, ceva de genul, în care nu puteai să vorbești cu ea, nu puteai să discuți. Și la un moment dat, acea mamă a trecut la Domnul. Și l-am întrebat într-un moment de sinceritate, zic, simți vreo diferență din punct de vedere spiritual de când mama ta a trecut la Domnul? Și zice, da. Și m-am întrebat de ce. Adică, într-un fel știu răspunsul. Probabil că mama lui se ruga pentru el, chiar dacă nu era capabilă să vorbească. Sau să zic, în duhul ei, mama lui se ruga pentru el. Experiențe. Recent am avut o experiență în care putea să fie mai rău. Dar știu că rugăciunile părinților fac diferența. Și de multe ori poate nu numai a părinților, a prietenilor, a orice, fac diferența. Când cineva se roagă pentru tine, face diferența. Este greu să vedem pentru că suntem blocați în această lume fizică și nu vedem exact efectele spirituale a tot ce se întâmplă în jurul nostru. Dar face diferența.
Și trebuie de multe ori să facem prin credință. Exemple de biserici în care, și în România o biserică, vorbeam cu un prieten, aveau un program mai special, aveau în timpul săptămânii, într-un vineri seara, dacă nu greșesc. Și în timp ce programul se derula, în spate era grup de rugăciune. Și programul a ajuns de succes. Dar ideea este că rugăciunea face diferență. M-am gândit, de ce nu formăm și noi niște grupuri de rugăciune? Și nu trebuie neapărat să vină de sus, de la leadership. Puteți și voi, 3-4 surori, vă decideți, haideți să ne rugăm pentru o cauză. Trăim într-o lume în care tinerii, de exemplu, se confruntă cu lucruri care nu s-au confruntat până acum. Sunt biserici române care nici nu vor să vorbească despre droguri, că nu face sens. Ce s-alea droguri? E o realitate. E o realitate care distrug vieți. Unde stăm cu divorțurile? Este o realitate. Într-un fel, nu înțeleg de ce, pentru că viața a fost mai grea în trecut. Și totuși oamenii stăteau împreună. Sunt motive de rugăciune. Trebuie ca biserica să se roage pentru cei din leadership. Trebuie ca biserica să se roage ca oricine pășește la acest amvon să vorbească. Dumnezeu să vorbească prin noi. Tozer a început să vorbească bine și cu efect când biserica a început să roage pentru el, pentru predicatorii din biserică. Forța, ne uităm la mașină și mașina arată bine, dar adevărul că dacă nu are motor, nu merge niciunde. Forța este rugăciunea. Rugăciunea deschide uși. Bea din apa vieții, nu din alte izvoare. Sunt multe izvoare. Am văzut și la și la noi pocăiții de multe ori. Să nu fiu prea direct. Surorilor, nu vreau să vă jignesc. Dar câteodată de ce merge shopping aiurea? Este o dorință de relaxare, de un pic nu ne dăm seama. De ce schimbăm casa când nu avem nevoie să o schimbăm? Pentru că credem că în casa aceea vom avea odihnă și pace. Credem că vom fi satisfăcuți dacă ne vom lua următoarea mașină sau dacă ne vom lua hainele alea sau este anumite izvoare din care bem cu anumite doze de speranță. În versetul 14 din Ioan 4 spune în felul următor: dar oricum vei bea din apa pe care o voi da eu, în viac nu-i vei fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Răsplata va fi în viața veșnică pentru toate aceste eforturi. Versetul 36 spune: cine secere primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică, pentru că și cel ce seamănă și cel ce secere să se bucure în același timp. Viața aceasta, trăită cu Domnul Iisus, este o viață din belșug. În Ioan 10:10, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Aș vrea să trec repede la concluzie. Timpul acesta nu este prietenul meu nici astăzi, se pare că... Scurt, rezoluția pentru anul 2017, personal, pentru mine, este să ies din această monotonie. Să caut o experiență personală cu Domnul Iisus, să-mi răspundă și să spun exact în data aceea Dumnezeu mi-a răspuns. Simplu. Vreau să mă hrănesc cu apa vieții mai mult decât celelalte izvoare. Fiecare călătorie lungă începe cu un pas. Ca să vezi o schimbare profundă în viața ta în anul acesta, trebuie să încep cu astăzi. Trebuie să încep cu mâine. Astăzi. Nu mâine, nu săptămâna viitoare. Pentru că fiecare diet începe de mâine. Și un adevăr, noi niciodată nu trăim mâine. Totdeauna trăim astăzi. Dacă vrei o schimbare, fă-o astăzi.
nu o fă mâine. Mă opresc aici. Cântarea spunea, poți să ceri minunea, cât de mare ar fi. Rezoluția pentru anul 2017 este, haideți să cere lui Dumnezeu să se arate față în față și să ne rezolve problemele și să fie cu noi și să ne îndrume, să nu mai trăim o viață monotonă. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin.